Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Dragii mei, sunteți pe canalul Cornel Construct. În clipul de astăzi o să vă arăt o etapă foarte interesantă. La cererea dumneavoastră, care mi-a spus întrebării care este mai bine de făcut, prima etapă sau a doua etapă, e bine, haideți să dezlegăm acest mister. Care era misterul? Mulți dintre dumneavoastră au întrebat ce trebuie să facem prima oară când avem un perete nou, în cazul nostru, făcut nou. Facem prima și prima oară rigipsul sau peretele care va trebui dat cu gliț. E bine, dragii mei, prima și prima oară trebuie dat tavanul și vă spun imediat și de ce. Deci am spus de ce trebuie făcut prima și prima oară tavanul și nu peretele, pentru că asta e o întrebare care toată lumea e curioasă. Cineva o să zică, băi, e la fel, e aceeași chestie, adică orică facem tavanul, orică facem peretele, până la urmă tot trebuie făcut. E bine, nu. Întrebarea, și vă dau și răspunsul, de ce nu se poate face tavanul. Deci prima și prima oară eu recomand să faceți tavanul cu materialul special care folosesc eu de la Knauf sau de la Super Egypt sau Siniat. Sunt o grămadă de materiale. Deci prima și prima oară va trebui să dăm material pe suprafață, chiar dacă banda noastră este adezivă, nu? Chiar dacă banda noastră este adezivă, eu recomand să puneți material. Deci prima și prima oară încărcăm cu material. Și același lucru va trebui să o facem și pe perete. Deci nu punem banda pe uscat. Acum cineva o să zică ce legătură are una cu alta cu discursul de mai devreme cu care am început acest clip, dar are o logică și o să vă arăt imediat care este logica. În primul și în primul rând, dacă aveți posibilitatea, vă recomand să cumpărați această bandă albastră. Este mult mai calitativă în comparația cu cea albă, clasica care era odată, nu? Acum a apărut aceasta care este mult mai calitativă. Și acum revenim la oile noastre, cum să spune, de ce această operațiune trebuie prima, înainte de aplicarea gletului pe perete. De ce? Pentru că, vedeți, noi va trebui să punem această plasă. Ok, punem această plasă. Eu o să tai de aici, după aia să continuă, nu-i problemă. Și ea vine pur și simplu acoperită, nu? Care este secretul? Secretul este pentru că noi deja i-am oferit o protecție în plus la acest rigips, nu? Antifisuri și așa mai departe, nu? I-am pus această plasă, după aceea oricum noi vom veni cu gletul nostru tip grosier ceresit CT126, iar cu plasă care, practic, acea plasă care renforțăm peretele va ajunge exact peste această plasă. Plus că deja trebuie să aplicăm două mâini de acest material de la Super Rigips, nu? Acest material pentru rosturi, nu? Așa, va mai veni și 2000 de gret peste. Deci acest perete se va încărca cu câțiva milimetri și vom trece de nada, dacă pot să spun așa, dintre tavan și perete. Adică practic se va crește puțin peretele cu câțiva milimetri și așa vom fi siguri că nu ne pot apărea fisuri. Ok? Deci ăsta este un lucru foarte esențial care trebuie să îl urmați. O să vă mai arăt încă o jucărie foarte interesantă pentru colțuri, pentru cine vrea să facă. Adică să nu vă mai chinuiți neapărat așa, vă prezint acea jucărie. Jucăria este aceasta, este ca o mistrie de colț, practic ce face ea. O să mă întrebe cineva, eu sincer am cumpărat din Italia, este Capriol, marca, dar vedeți, pur și simplu noi facem așa, ia priviți. Și pur și simplu
Noi avem deja colțul făcut. Asta o recomand și la GLED, când avem colțurile verticale, cât și la Rigips. Deci nu vă mai chinuiți neapărat. Eu o să dau doar ca să încarc. Încarc cu material, după aceea, vedeți, aplic o trecere așa cu această uneltă și deja este gata. Nu vă uitați că se vede plasa puțin, pentru că oricum am zis de la începutul clipului, este nevoie de două mâini. Deci când se va trage, automat va trebui să trecem cu încă o mână. Ce o să facem acum? O să continuăm. O să vă arăt un pic și când avem un mijloc. Deci în mijloc la fel aici. La fel eu recomand prima și prima oară să încărcați cu material. Vedeți? Deci prima și prima oară încărcăm cu material frumos. Și după aceea continuăm cu plasa noastră, care e recomandat să faceți așa la 90 de grade, să treacă și pe perete, chiar dacă acolo e făcut. Vedeți, trecem câțiva milimetri. Eu am să o las puțin mai lungă. Okay. Aici să știm ca să nu... Deci niciodată nu puneți materialul pe uscat, adică fără... De fapt, plasa pe uscat fără material de răsort. Și apoi cu o gletieră. Vedeți, acesta este procedeul. După aceea va trebui să aplicăm a doua mână, care automat, dacă acum am mers 20 de centimetri cât este această gletieră, vom folosi o gletieră cu colțuri rotunde în formă de trapez, rămâneți aproape, o să o vedeți și pe aia cu siguranță, care automat ne va trebui să ne lățim. Deci dacă acum am mers cu, dau un exemplu, am mers decât așa cu 20 de centimetri pe bandă, va trebui să ne ducem în 30-35 de centimetri, să îndulcim practic acest rost, să nu se vadă. Oricum, vor fi alte etape de acoperire, dar e recomandat să fie cât mai lată posibil. După aceea, pentru negrese la fel trebuie să acoperite. Aici la fel recomand să împingeți cât mai mult material să intre acolo dacă aveți puțină distanță sau ce știu eu. Și la fel va trebui să dați material. Suprafața noastră este gata, la fel. Aplicăm banda.
La fel, o să-i las material puțin mai mult. De ce o să îi las mai mult? Pentru că am zis că eu voi folosi acea uneltă. Care o recomand cu siguranță, o găsiți pe undeva, nu știu, Dedeman, Horbach și așa mai departe. Recomand să o luați din inox, să nu ruginească, pentru că vă dați seama, va trebui să o spălați și va rugini. Ok, cam acesta este procedeul. Încă un secret, la partea de fabrică unde se îmbină plăcile de rigips, adică nu lateralul unde are acea denivelare, aici în cap, va trebui să-i facem această tăietură și afren sau cum se mai spune, deci va trebui puțin decupat. De ce? Pentru că aici va trebui să intre puțin material să facă o etanșare mult mai cum trebuie. Ok? Acesta e procedeul. Și asta, bineînțeles, acum va trebui amorsat. Atenție mare, nu dați niciodată material fără să amorsați. Eu sincer amorțez cu ceresit CT17. Deci am uiat puțin pensula în ceresit CT17 și îi dăm aici. Ok. Acum avem același procedeu. Punem material, plasa și apoi iar material. Cum am zis, acum umplem bine cu acest material. Lăsăm întotdeauna puțin în exces și apoi aplicăm banda. Cam așa arată tavanul terminat. Atenție mare, este doar prima mână. Imediat ce se va usca, vedeți că deja ușor începe să usuce. Va trebui să trecem următoarea mână, practic să ne mai lățim mult mai mult. Ok? Și după aceea pereții sunt gata de începere. Deci cum am zis mai devreme, plasa noastră din fibră de sticlă, care o avem aici, nu? Va veni până sub tavan, deci lipite de tavan, peste plasa care este deja prezentă. Cam asta este, dragi prieteni, în clipul de astăzi am dezlegat acest mister, adică ce se face prima oară, tavanul sau pereții. Rămâneți aproape de canalul Cornel Construct, vă salut și să ne vedem cu bine la următorul clip.